Suntem la capitolul 26 din Geneza. Capitolul acesta l-am putea numi capitolul fântânilor, pentru că într-o modalitate foarte interesantă, ceea ce vorbeam despre Avram, că avea obiceiul să construiască foarte multe altare și să lase în urmă altarele, ca un semn că se închină Dumnezeului adevărat, ca o chemare, dacă vrem, la căutarea acelui Dumnezeu adevărat pentru cei care sunt în urma lui, trec pe același drum pe care Avram a trecut. De data aceasta îl vedem pe Isaac făcând fântâni, săpând fântâni, ca o binecuvântare pentru posteritate, dar și ca o necesitate absolută pentru el, pentru turmele sale. Capitolul acesta debutează cu un aspect pe care l-am mai întâlnit și versetul întâi spune că în țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi, făcând referire la foametea din vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Putem să facem o legătură plăcută și interesantă că în capitolul precedent am vorbit despre Esau, despre foametea lui Esau, despre foamea lui care îl determină să-și vândă dreptul de întâi născut. Însă, de data aceasta, observăm că foamea nu îl afectează atât de mult pe Isaac, așa cum l-a afectat pe Esau. Și totuși, de regulă, foamea are efecte puternice în deciziile pe care oamenii le iau. De aceea, una dintre modalitățile pe care Satana le poate folosi împotriva oamenilor, trebuie să ținem cont că este foametea, pentru că atunci când omul suferă, este dispus să plătească orice tribut pentru a nu mai suferi, pentru rezolvarea acestor situații. Isaac s-a dus la Abimelec, spune versetul 1, împăratul filistenilor. Este în discuție dacă acest Abimelec și Picol, numele căpeteniei oștirilor, comandantul oștirii lui Abimelec, dacă sunt aceleași persoane care au fost și împreună cu Avram. Vorbim despre despre o perioadă suficient de lungă de la prima foamete când Avram a coborât la filisteni, despre momentul în care Avram și Abimelec se întâlnesc și momentul acesta, cele mai multe păreri sunt că nu vorbim despre aceiași oameni, ci vorbim doar despre aceleași nume. Trebuie să știm că în limba ebraică, Melec înseamnă rege. Și posibil ca acest Abimelec, cuvântul său, să aibă o anumită conotație în legătură cu funcția de rege. Picol este iarăși un cuvânt care sugerează ideea de comandant, de șef al oștirii, de conducător. În sensul acesta este Biblia de acord, și anume că uneori numele cu care o persoană se adresează sau este cunoscută, numele poate să fie doar funcția pe care o ocupă. Fac aici o paranteză pentru cei care știu. În timpul împăratului Ezechia avem de-a face cu un tip Rabșache. Acesta nu este numele unei persoane, ci este titlu. Este vorba de un satrap, un conducător, un comandant principal al oștirii asiriene. Am făcut paranteza aceasta pentru că este bine să știm că nu vorbim despre aceiași oameni, deși în aparență
cele două cuvinte ar putea să ne ducă în eroare, dar timpul nu ne ajută să înțelegem că, într-adevăr, sunt aceiași oameni de pe vremea lui Avram. Versetul 2 ne spune că Domnul i s-a arătat lui Isaac și i-a zis: nu te cobor în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Este pentru prima dată în raportul biblic faptul că Dumnezeu se descoperă lui Isaac. Faptul că are legătură descoperirea aceasta cu intenția, probabil, în gândul lui Isaac de a părăsi Canaanul, sursa spre care cei mai mulți se îndreaptă este Egiptul. Dumnezeu îi spune lui Isaac să nu părăsească Canaanul, să nu ajungă iarăși în Egipt, nu neapărat din cauza primejdii în care s-ar expune, ci Dumnezeu dorește ca Avram și Isaac și urmașii lor împreună să înțeleagă că ei sunt prin făgăduință proprietari ai Canaanului. Dacă ei vor pleca, nu se știe cât vor rămâne și dacă se vor mai întoarce în Canaan. Iar Dumnezeu dorește ca urmașii lui Avram, în speță vorbim acum despre Isaac, să conștientizeze faptul că în Canaan este locul lor. Canaanul este făgăduința lui Dumnezeu, nu alte zone care pot să rezolve o anumită criză, inclusiv foamea. Domnul i-a spus: locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta. Toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale. Voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam. Locuiește ca străin, ne aducem aminte că așa s-a adresat și Avraam atunci când a cumpărat peștera Macpela, pe care urma să o folosească și ca loc de înmormântare. Eu sunt străin și venetic printre voi. Am precizat atunci faptul că, deși Dumnezeu îi promisese lui Avraam țara, deși Avraam acceptase făgăduința aceasta, totuși ea nu fusese oferită în mod propriu, pentru că Dumnezeu i-a spus: nu acum, ci urmașilor tăi le-o voi da. Dar lucrul acesta înseamnă că tu trebuie să locuiești în țară, pentru ca și copiii tăi să se obișnuiască cu ideea aceasta că ei sunt moștenitori ai țării acesteia. Probabil că lucrul acesta îl înțelegem și noi, și dacă vă gândiți la casa părintească, dacă o mai aveți, dacă vă gândiți la locurile bunicilor, vă dați seama că dacă nu ați trecut de multe ori pe acolo, dacă nu v-ați implicat, dacă nu l-ați îngrijit, nu mai are nicio rezonanță, pentru că nu ne leagă nimic. Atunci când locuiești într-un loc, el are importanță pentru tine și îl prețuiești în alt fel. Acest lucru vrea Dumnezeu să-l învețe pe Isaac. În ocazia aceasta, Dumnezeu repetă destul de mult lui Isaac făgăduințele pe care le spusese lui Avraam. Dacă vrem, le reactualizează. El vrea să-l conștientizeze pe Isaac de faptul că tot ceea ce i-a promis lui Avraam este valabil și pentru el. Din nou, repet această făgăduință dragă lui Avraam și urmașilor săi, desigur: voi înmulți sămânța ta ca stelele cerului, voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, ca răsplată pentru că Avraam a ascultat de porunca mea. A păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Lucrul spus aici merită să luăm în considerare fiecare dintre noi. Pentru că, într-un mod destul de responsabil, ceea ce putem aranja pentru urmașii noștri, mai de aproape sau mai îndepărtați,
Depinde foarte mult de relația noastră cu Dumnezeu. Observați, Isaac beneficiază de o făgăduință și de o binecuvântare datorită faptului că Dumnezeu conștientizează că Avram a fost într-o relație atât de profundă cu Dumnezeu încât să îi asigure, conform poruncii, al doilea, al treilea, până la al patrulea neam, să asigure binecuvântarea pe care Dumnezeu i-o oferise. Probabil că suntem conștienți de faptul că uneori, inconștient, poate, sau cu rea voință, noi facem unele lucruri, iar urmașii noștri pierd ceva, suferă ceva din cauza acestor alegeri nefericite pe care le pot face părinții. Ar trebui să privim aspectul acesta ca o responsabilitate și ca o justificare, o garanție că cei pe care noi îi iubim sunt în siguranță așezați în mâna lui Dumnezeu. Ascultarea Tatălui este dată de către Dumnezeu însuși un motiv pentru binecuvântările care urmează să se reverse asupra Fiului. Lucrul acesta ne face să ne uităm ce apreciază Dumnezeu la Avram atât de mult. Și găsim două lucruri. Credința și ascultarea. Pentru Dumnezeu, credința lui Avram este apreciată. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Dar în același timp, credința aceasta nu este doar o simplă teorie, nu este doar o manifestare care este generată de câștig, de binecuvântări, de bogăție, de ceea ce urmează să facă din el Dumnezeu un nume mare. Credința aceasta este împletită cu ascultarea. Și observăm că Dumnezeu apreciază în versetul 5 pe care l-am citit, Avram a ascultat de porunca mea, a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Aceste trei expresii cuprind legile divine și legile ceremoniale pe care Dumnezeu le-a constituit mai devreme de a le da pe muntele Sinai lui Moise. Preceptele acestea date de Dumnezeu, numite poruncile mele, sunt capul de afiș. Avram a păzit și a ascultat porunca mea. În sensul acesta ne dăm seama că Dumnezeu observă ceea ce se întâmplă în relația noastră cu El. Unii pun foarte mare accent doar pe cele 10 porunci, dar pentru Dumnezeu și orânduirile Lui sunt deosebit de importante. Orânduirile se referă la legile ceremoniale mai întâi, apoi la legile morale, la comportament, la atitudini, la relații. Legile lui Dumnezeu sunt și conțin și instrucțiuni etice. În condițiile acestea, observăm că Dumnezeu nu este selectiv. De aceea nici noi nu trebuie să ne bazăm doar pe faptul că păzim cele 10 porunci, iar toate celelalte lucruri pe care le găsim în Sfânta Scriptură nu sunt de folos, nu sunt de valoare. Nu știu cum priviți, de pildă în Noul Testament, predica Domnului Iisus. Dacă vom citi, începând cu Matei, capitolul 5, tot conținutul predicii Domnului Iisus, tot ceea ce El spune, o să descoperim acolo că sunt niște lucruri pe care dacă nu le înțelegem, nu le acceptăm și nu le împlinim, adică nu ascultăm de ele, lucrurile acelea nu pot să aducă binecuvântarea, nu pot să ne facă fericiți. Ba chiar, dacă nu înțelegem ceea ce spune Domnul Iisus acolo, noi nici nu putem să fim iertați. De pildă, Domnul Iisus spune, după cum iertați voi celor care v-au greșit,
la fel veți fi iertați și voi. Și trebuie să recunoaștem cu durere și cu mare tristețe faptul că foarte mulți creștini se bazează pe propria lor rugăciune pentru iertare înaintea lui Dumnezeu, neglijând această condiționare pe care Domnul Iisus a făcut-o. Adică dacă cineva îi cere iertare lui Dumnezeu și nu iartă, după cuvintele Domnului Iisus, omul acela nu va primi niciodată iertare. Chiar dacă el nu păzește nicio, nu calcă nicio poruncă din cele 10. Explicația pe care Dumnezeu i-o dă lui Isaac ne face să înțelegem că Dumnezeu privește în ansamblu întregul comportament pe care omul îl manifestă vis-a-vis de tot ceea ce este învățătură, tot ceea ce este poruncă, tot ceea ce este orânduire, tot ceea ce este lege. Avram a ascultat de porunca mea. Zice, în mod general, Avram este ascultător de porunca mea. Și porunca lui Dumnezeu, repet, este mai mult decât înțelegem noi ca fiind cele 10 porunci, ci cuprinde și legi, cuprinde și sfaturi, cuprinde și îndemnuri, cuprinde tot ceea ce Sfânta Scriptură ne recomandă. Versetul 6 ne spune că după această viziune, Isaac a rămas la Gerar, nu a mers mai departe. Însă aici, în ciuda faptului că Dumnezeu îi vorbește, în ciuda faptului că Dumnezeu îi se descoperă, descoperim că el manifestă o însușire care îl face asemănător cu tatăl său. Versetul 7, când îi puneau oamenii locului aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Era frică să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Ei bine, trebuie să știm că descrierea acestui moment, când Isaac este în Gerar, este la 17 ani după nașterea copiilor. Și în ciuda acestui fapt, descoperim că raportul biblic vorbește despre Rebeca, că este la fel de frumoasă. Scopul pentru care el justifică printr-o minciună relația pe care el o are cu nevasta lui, cu Rebeca, scopul este același, frica. Era frică să nu-l omoare. Acum, între Isaac și Avram, este o deosebire destul de mare. Pentru că dacă Avram avea justificarea spunând că, într-adevăr, Sara este sora lui, erau frați de tată, Isaac nu poate să justifice cu nimic faptul că Rebeca este sora lui. Ei erau veri, nici de cum, frați. Însă, cu un scop de a-și asigura prosperitatea într-un loc străin și siguranța în același timp, Isaac nu ezită să-și expună soția. Pentru că cea care urmează să sufere, sigur că este soția. El să se simtă bine. În descrierea biblică a lui Isaac, nu vedem foarte multe lacune, nu vedem foarte multe derapaje, dar vedem însă două care sunt suficiente ca să ne dăm seama că atunci când el nu se încrede în Dumnezeu, face niște lucruri atât de serioase, adică în mod serios, încât te surprinde, adică aproape fără remușcări. Adică trebuie să fie așa un om care gândește lucrurile și acționează în consecință, fără să se teamă de reproșul lui Dumnezeu, fără să-l întrebe pe Dumnezeu cum este mai bine să facă. Cu toate acestea, Isaac
are să învețe o lecție printr-o experiență amară. Pentru că întotdeauna ce seamănă omul, aceea culege. Faptul că Isaac spune același lucru despre soția lui, așa cum a făcut-o și tatălui mai înainte, ne ajută să înțelegem că păcatul părinților ar putea să perpetueze în copiii lor. Înclinațiile pe care le au părinții, trebuie să știm că este posibil să le vedem și în copii. Dacă vă gândiți bine și vă analizați viața, veți descoperi unele lucruri pe care le veți identifica sau le veți cunoaște la bunici, la părinți, la cei care au fost înainte, fie că vă plac, fie că nu. Slăbiciunile ereditare nu vor scuti niciodată pe copii de responsabilitatea pentru propriile lor greșeli însă. Adică faptul că dacă așa a făcut tata, fac și eu, nu justifică și nu argumentează, nu mă face pe mine nevinovat făcând ceea ce a făcut tatăl meu, doar pentru faptul că sunt moștenitorul lui. Nu. Fiecare își asumă responsabilitatea pentru propriile greșeli. De aceea, probabil că, într-adevăr, părinții ar trebui să fie conștienți că înclinațiile lor naturale, dar și dobândite, ar putea să fie transmise mai departe copiilor și necazurile lor ar putea să se repete în viața celor pe care îi iubesc. Observăm lucrul acesta într-un mod foarte, foarte clar în experiența lui Isaac. Versetul 8 ne spune că toate lucrurile ajung la un test. Fiindcă șederea lor, a lui Isaac și Rebecca, se lungise acolo, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebecca. Jocul acesta, în exprimarea biblică, în termenii ebraici, jocul acesta nu este doar așa un joc în care trebuiau să râdă, ci era un joc al unor îndrăgostiți. Și Abimelec privește, interesant, nu? Ce se vede atunci când privește cineva pe fereastră la tine? Ce vede? Pentru că vrând nevrând, unii se uită pe fereastră, unii ascultă la ușă, unii ascultă prin pereți. Este interesant ceea ce văd. Abimelec a văzut jucându-se pe cei doi, e frumos. Doar că frumosul acesta pentru Abimelec a însemnat descoperirea unei minciuni. Isaac și Rebecca n-au putut să ofere frumosul unei trăiri datorită minciunii. Și întotdeauna minciuna distruge frumosul. Noi trebuie să știm că minciunea și frumosul nu pot sta la oaltă. Dacă omul pornește pe minciună, el trebuie să meargă din minciună în minciună. Dar până la un moment dat. Văzând situația aceasta, Abimelec are o reacție foarte interesantă. A trimis să cheme imediat pe Isaac la el. Și a spus, nu mai încape îndoială că e nevastă ta. Și urmăriți mustrarea pe care o face pe drept cuvânt. Cum ai putut zice, e sora mea? Este inexplicabil pentru Abimelec. El are o apreciere deosebită pentru Isaac. Este omul la care privește foarte atent și cu mare interes Abimelec. Îl crede pe cuvânt. Nu pune la îndoială ceea ce spune Isaac. Iar acum
Îi zice, cum ai putut să spui, e sora mea? Cum ai putut? Acest cum ai putut are o explicație extrem de serioasă, pentru că ne ajută să înțelegem că aceste cuvinte arată că nu se aștepta niciodată din partea lui Isaac la această dezamăgire. Argumentul lui Isaac este simplu. Am zis așa ca să nu mor din pricina ei. Adică atunci când te gândești doar la tine, atunci când egoismul este cel care îți domină gândirea, decizia și cuvintele, nu gândești și nu analizezi și nu iei în considerare faptul că ceea ce în jur ar putea să se năruie, ar putea să se distrugă influența ta, imaginea ta și chiar cel pe care îl reprezinți, pe Dumnezeul tău. Versetul 10 ne arată faptul că Abimelec nu trece ușor peste lucrul acesta, pentru că el zice, ce ne-ai făcut? Această întrebare a lui Abimelec este aceeași întrebare pe care Dumnezeu a pus-o Evei atunci când a mâncat din fructul oprit. Ce ai făcut? Abimelec, păgânul Abimelec, idolatrul Abimelec, cel care nu are experiența și binecuvântarea și făgăduința lui Isaac, Abimelec este cel care vorbește pentru Dumnezeu și Abimelec se comportă drept. Nu e jenant? Nu se înroșește obrazul când cineva care nu citește Biblia ca tine, cineva care nu se roagă ca tine, cineva care nu vine sabat de sabat la biserică, cineva care habar n-are, înjură pe Dumnezeu și face de toate, îți reproșează, ce ai făcut? Ce n-ai făcut? Probabil că reproșul acesta, cel mai grav, sună la sfârșit, când printre cei pierduți s-ar putea găsi unul dintre cei care ar fi putut să fie mântuit, dar care a pierdut mântuirea din cauza egoismului său, poate din cauza temerii sale, poate din cauza faptului că a considerat că poate oricând să se schimbe. Iar printre cei care pierd este și el. Iar oamenii care au așteptat de la el un exemplu, au așteptat de la el chemarea spre mântuire, n-au primit-o niciodată. Poate vecinii, poate colegii, poate prietenii, poate copiii, poate frații, poate surorile. Dacă ar pune întrebarea aceasta, ce ne-ai făcut? De ce ne-ai lăsat așa? De ce nu ne-ai spus? De ce nu ne-ai trezit? De ce nu ne-ai avertizat? De ce? Întrebarea aceasta este gravă. Ea nu primește răspuns. Oricâtă justificare ar găsi cineva, întrebarea aceasta este fără răspuns. Și Abimelec continuă. Ce ușor s-ar fi putut ca vreunul din noi să se culce cu nevastă ta și ne-ai fi făcut vinovați. Observați ce principii morale, ce calitate de om ar fi putut cu ușurință cineva să o întâlnească pe drum. Nu știa că este nevastă ta. La noi, spune Abimelec, este păgânism. La noi lucrurile acestea sunt obișnuite. Dar dacă făceam așa, ne-ai fi făcut vinovați pentru că noi știm cine ești. Mai mult decât atât, versetul 11 ne spune despre calitatea unui om care are principii morale, deși nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât. Este decretul național pe care Abimelec îl ordonă imediat. Poruncă întregului norod. Decret imperial.
Cum se poate lucrul acesta? Probabil că ne gândim, de ce nu l-a lăsat totuși așa? Să vadă și el ce înseamnă minciuna. În timp ce Isaac are preocupări egoiste pe costul altora, adică cea care ar fi descărcat factura, ar fi trebuit să fie Rebecca. El să fie bine, ca și Avram, să fie bine sufletului său, iar Rebecca să plătească. Păgânul acesta, Abimelec, are niște preocupări extraordinar de diferite. El ia măsuri să-l protejeze pe Isaac și să protejeze familia lui. Imaginea aceasta mă face să mă gândesc la realitatea celor spuse, și anume că Dumnezeu are copiii lui în lumea aceasta care nu frecventează biserica, care nu aparțin neapărat unei confesiuni, care nu cunosc atât de mult pe Dumnezeu din carte, dar îl cunosc din conștiința lor, îl cunosc din experiența unei vieți frumoase, din educația, din noblețea unui caracter și a unui comportament frumos. Abimelec ia măsuri pentru protejarea lui Isaac și a familiei sale. Sigur că aici vorbim despre Dumnezeu. În spatele acestor lucruri este Dumnezeu. Și în mod frumos, Rebecca nu trece prin experiența Sarei, pentru că Dumnezeu a intervenit la timp și pentru că Dumnezeu n-a mai îngăduit să se mai întâmple lucrul acesta ca în trecut. În condiții de siguranță, acum, Isaac își dă seama că este un moment important pentru ca el să ia decizii. Și Isaac, spune versetul 12, a făcut semănături în țara aceea, a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Ceea ce este interesant aici este faptul că Avram nu este în Canaan, că Isaac nu este în Canaan. Isaac este la filisteni. Și țara filistenilor nu aparține făgăduinței lui Dumnezeu, pentru că țara filistenilor nu este în Canaan. Dar Isaac, simțindu-se în siguranță, este în Gerar, la filisteni, și acolo, în mod special, spre deosebire de patriarhi, Isaac face semănături în țara aceea. Oamenii care seamănă înseamnă că se gândesc la statornicie, pentru că a semăna înseamnă să pregătești terenul, înseamnă să îngrijești semănătura, înseamnă să aștepți roadele, înseamnă să le recoltezi. Acest lucru înseamnă câteva luni în mod obligatoriu să rămâi acolo și să nu pleci. Când Isaac se hotărăște să facă semănături, lucrul acesta înseamnă că în mintea lui este dorința să rămână mai departe acolo. Deși el aparține Canaanului, deși Canaanul este țara lui, el se simte acum protejat de către Abimele, are teren, are timp și se gândește de ce n-aș rămâne aici. Mai mult decât atât, a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Într-adevăr, binecuvântarea specială a lui Dumnezeu rămâne asupra lui Isaac. Însă, ceea ce se întâmplă în anul acesta, în mod ciudat, este o provocare și aduce neliniștea pentru Isaac. Sigur că Dumnezeu este cel care binecuvintează munca. Dumnezeu este cel care susține și încurajează ceea ce tu faci, care nu este împotriva voinței lui. Dar prosperitatea succesului, cel puțin din anul acesta, când strânge rod însutit, succesul acesta
devine o amenințare pentru filisteni. Și aceștia îl invidiază. Ca urmare a invidiei, Isaac trebuie să plece din acel loc. Și pleacă din acel loc tocmai datorită succesului pe care l-a obținuse. Nu știu cum înțelegem, dar uneori, probabil că este cea mai dificilă înțelegere atunci când ești într-un loc de muncă și atunci când progresezi pe scara ierarhică a funcțiilor, atunci când te străduiești ca să ai aprecieri și când ajungi undeva în top, este momentul în care să pleci de acolo, pentru că invidia colegilor sau poate condițiile responsabilităților noi să te facă în incapacitatea și în imposibilitatea de a rămâne acolo dacă vrei să-ți păstrezi principiile. Același Abimelec care l-a protejat pe Isaac acum îi cere să plece pentru că a devenit mai puternic decât el. Versetul 13. Omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite, turme de oi, un mare număr de robi. De aceea filistenii îl pismuiau. Isaac se îmbogățește, dar nu are nicio preocupare pentru alții. Misiune, cunoașterea lui Dumnezeu pentru filisteni, probabil că el este mulțumit ca să vadă prosperitatea, să vadă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar el își vede liniștit de treaba lui, își strânge bogăția, o câștigă în mod cinstit, primește binecuvântarea lui Dumnezeu și este recunoscător, dar întotdeauna aceste lucruri, care par corecte, vor provoca conflictul. Și, în mod ironic, Isaac, preocupat de a se așeza într-o țară străină, preocupat să facă semănături acolo, este acum obligat să se mute în altă parte. Succesul lui devine cauza pentru plecarea lui de acolo. Este greu de înțeles, nu-i așa? Probabil că Dumnezeu consideră lucrul acesta ca fiind potrivit. Pentru că nu cumva Avram, datorită prosperității locului, să uite că el aparține Canaanului. Poate că uneori Dumnezeu ne strică în drum căruța succesului nostru, pentru că noi uităm că misiunea noastră nu este să ne îmbogățim, nu este să facem neapărat carieră, nu este doar să etalăm în fața lumii binecuvântările lui Dumnezeu, ci poate că locul nostru este să-L slujim pe Dumnezeu. Poate că Dumnezeu are un plan cu noi să ne folosească într-un loc în care timp nu avem pentru că suntem preocupați pentru cele materiale. Conflictul începe așa, pe parcă din acum, dacă le privim noi, conflictul începe parcă din lucruri de nimic, din joacă, aș putea spune. Versetul 15, toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Copii care aruncă cu pietre în lac, care aruncă cu știu și eu ce într-o fântână. Faptul de a avea acces la o fântână în deșertul sudic al zonei Palestinei însemna foarte mult. Fără fântână, turmele mari, cirezile de vite, n-ar fi putut să supraviețuiască. Și se pare că intenția, prin umplerea cu țărână acestor fântâni,
Intenția era ca să-i împuțineze numărul de vite, numărul de oi, să-l sărăcească pe Isaac sau să-l facă să plece de acolo. Uneori este o formă mistică de a crede că locul în care ești, locul acela îți aduce prosperitatea prin simplu fapt că ești în locul acela. În realitate, nu locul îți aduce prosperitatea, ci binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-o dă locului. Versetul 16 ne arată o altă față a lui Abimelec. Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. În ce consta puterea aceasta? Probabil dacă ne gândim doar la numărul mare de robi. Păi fiecare rob era un soldat. Numărul mare de robi însemna un număr potențial destul de mare de soldați gata să se sacrifice pentru stăpânul lor. Și lucrul acesta, într-adevăr, pentru Abimelec era o amenințare reală. Însă blândul Isaac, la versetul 17, este scris că a plecat de acolo. A plecat mai departe, în același ținut, dar s-a îndepărtat de centru, de locul unde era palatul imperial al lui Abimelec. A plecat și a tăbărât în Valea Gerar, unde s-a așezat cu locuința. Expresia aceasta, s-a așezat cu locuința, nu este potrivită celor care erau străini și călători. Ei nu trebuiau să aibă o locuință așezată. Vă aduceți aminte de Avram și de Lot. Avram locuia în corturi. Lot s-a dus să se așeze. Mai întâi și-a întins corturile la marginea Sodomei, apoi încet, încet a pătruns în cetate, probabil și-a cumpărat un palat pentru că avea cu ce. Și lucrul acesta a fost fatal pentru el. Isaac și-a așezat acolo locuința. El a început să se stabilească mai întâi prin semănat. De data aceasta însă, așezarea lui Isaac are de-a face cu săpatul fântânilor. De trei ori Isaac se implică în săparea fântânilor. Și de fiecare dată, de trei ori adică, sfârșește cu o confruntare. La fiecare fântână pe care o gândește să-i consolideze așezarea, la fiecare fântână se naște un conflict. Însă de fiecare dată, Isaac, omul acesta este prin natura lui împăciuitor. Dacă ne gândim la modul în care așteaptă să-și primească mireasa atunci când Avram îl trimite pe robul lui să-i aducă o nevastă. Dacă ne gândim la modul în care se poartă frumos în relația cu Abimelec. Isaac este un om foarte pașnic. Însă, în mod foarte interesant, în ciuda atitudinii lui pașnice, oamenii îl respectă. Unii cred că dacă nu sunt certăreți, dacă nu își arată mușchii, dacă nu își arată ei ce știu să facă, să-și etaleze unitățile militare, armata. Se mai întâmplă în zona noastră când Rusia își mai lansează avioanele, își mai lansează rachetele. Nu vrea decât să arate, ei, aveți grijă cu cine vă puneți. Isaac însă nu este certăreț. Și atunci când conflictul apare, omul acesta stinge conflictul prin plecare. Își mută tabăra spre răsărit. Își mută tabăra mai departe. Și unde se mută, spune versetul 18, a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram, pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram. Și, lucrul foarte frumos,
le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Faptul că Isaac reface fântânile, le curăță și le face din nou funcționale, arată intenția lui de a se statornici. Pentru că fântânile acelea erau ale lui Avram, chiar dacă erau astupate cu praf de către filisteni. Ele aparțineau lui Avram și toată lumea știa lucrul acesta. El a dat nume acestor fântâni, aceleași nume pe care Avram le dăduse, tocmai ca să afirme și să confirme dreptul de proprietate. Oamenii din Gerar nu reacționează, pentru că îl știu pe Avram. Aici mă gândesc că ar fi posibil ca, datorită aliurii lui Avram, puterii pe care o desfășoară caracterul lui, structura lui, calitatea lui, probabil că oamenii încă au o oarecare teamă sau mai mult decât respect datorită lui Avram pentru fiul său, pentru Isaac. Din cauza aceasta, Isaac nu este războinic, dar el se bucură de protecția numelui pe care tatăl său l-a avut. Oamenii, în mod interesant, nu îndrăznesc să se confrunte cu Isaac. Nu pentru că el este foarte războinic, ci datorită imaginii pe care ei și-o amintesc cu privire la Avram. Și mai mult decât atât, oamenii recunosc în binecuvântarea materială a lui Isaac, îl recunosc pe Dumnezeu. Și ei știu că acest Dumnezeu este un Dumnezeu viu. Pentru că văd în mod real binecuvântarea pe care Isaac o primește de la acest Dumnezeu viu. Și ei se tem. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gerar s-au certat acum cu păstorii lui Isaac și au spus: apa este a noastră. Și au pus fântânii numele Eșcol, pentru că se certaseră cu el. Ați observat? În timpul când Isaac a curățat fântânile tatălui său, nicio reacție. O acceptare tăcută, un respect și nimic mai mult. Când Isaac vrea să sape ceva, ceva nou, de data aceasta este conflict. Apa este a noastră. Fântâna este a ta. Noi ne luăm apa, tu păstrează-ți fântâna. Au mai săpat o altă fântână, pentru care iar au făcut gâlceavă și au numit-o Sitna. Lucrul acesta ne ajută foarte mult să înțelegem ceva. Dacă pot să vorbesc aici de un aspect misionar. Întotdeauna când într-o localitate biserica trăiește frumos, trăiește pe vechile cărări, nu se întâmplă nimic, doar destupă, deschide o biserică sau o lărgește cumva, nu se întâmplă nimic. Dar dacă aceeași biserică dorește să se extindă, să facă o grupă într-o localitate unde n-a fost, acolo apare imediat conflictul. Acolo imediat intervine opoziția. Pentru că oamenii, dacă tolerează ceea ce sunt deja obișnuiți, nu vor fi de acord cu avansarea, cu extinderea, pentru că ei se simt incomozi pentru a vedea că Evanghelia lui Dumnezeu se dezvoltă și trece mai departe decât limitele granițelor sale din biserică. De două ori se întâmplă ca Isaac să sape o fântână și oamenii filisteni să se certe. Numele este dat pentru fiecare fântână să comemoreze natura confruntării.
ceartă și gâlceavă. Este deosebire între ceartă și gâlceavă, nu? Probabil gâlceava este ultimul pas înainte de război. Dacă cearta este doar o confruntare de vorbe cu argumente, gâlceava este mai mult de atât. Această denumire în cascade, ceartă și gâlceavă, arată o creștere continuă a confruntării. Nu este doar o dispută care provoacă pretenția lui Isaac asupra fântânii, ci este o acuzație pe care oamenii filisteni o aduc împotriva lui Isaac pentru că le fură apa. Răspunsul lui Isaac la ceartă este încă o fântână, dar la gâlceavă, versetul 22 ne spune, s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână. O altă fântână pentru care nu s-au mai certat. Și au numit-o Rehobot, căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. Lucrul acesta ne ajută foarte mult să înțelegem o atitudine pe care trebuie să o avem atunci când cineva caută ceartă, atunci când cineva caută gâlceavă, ce trebuie să facem noi? Conștienți fiind că dreptatea este de partea lui Dumnezeu, schimbând atitudinea, mutându-ne într-un alt loc, puțin mai departe, vom săpa, vom face aceleași lucruri, iar Dumnezeu ne va binecuvânta. Răspunsul lui Isaac și numele pe care îl dă de data aceasta fântânii este Domnul ne-a făcut loc larg. Pentru că el recunoaște aici intervenția directă a lui Dumnezeu. Cred că cineva a dormit. Dacă de acolo s-a suit la Berșeba, momentul în care Biblia vorbește despre mutarea locului, deși este liniște acum, deși oamenii nu se mai ceartă pentru apă și Isaac recunoaște lucrul acesta, totuși se mută. De ce se mută? Pentru că Isaac își dă seama că locul pe care el trebuie să-l stăpânească, locul în care trebuie să stea, este Canaanul. Asta ne spune că Isaac, deși are niște semne de stabilitate, el nu vrea să se stabilească și nu se stabilește pentru că nu este locul în care trebuie să se stabilească. Și imediat când se mută la Berșeba, versetul 24 ne spune că Domnul îi se arată chiar în noaptea aceea. Este așa de frumos când omul revine din peregrinaj, omul nu mai este acum în țara filistenilor, omul este în locul făgăduit de Dumnezeu, este locul acel loc în care Dumnezeu îl consideră la el acasă, Dumnezeu îi se descoperă chiar în noaptea aceea și reînnoiește legământul făgăduinței. Eu sunt Domnul Dumnezeului tău, Avraam. Nu te teme. Eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta. Îți voi înmulți sămânța. Din pricina robului meu, Avraam, mereu și mereu Dumnezeu îi amintește lui Isaac. Și îi amintește nu ca să-l umilească, ci îl amintește pe Avraam doar pentru faptul ca Isaac să-și dorească să fie ca Avraam. Adică în orice moment Isaac poate să se gândească, dacă eu am binecuvântarea aceasta din cauza tatălui meu, trebuie să trăiesc și eu frumos ca și copiii mei să aibă binecuvântarea din cauza mea. Să nu cumva să fiu eu dopul binecuvântărilor. Să nu cumva prin atitudinea mea eu să blochez binecuvântările pentru copiii mei. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu repetă mereu și mereu.
faptul că Dumnezeu îl binecuvintează din cauza lui Avram, din cauza tatălui său. În versetul 25 ne spune un lucru frumos, tot amintindu-i Dumnezeu despre Avram, că Isaac a înțeles și a zidit acolo un altar. A chemat numele Domnului și a întins cortul acolo și a săpat o fântână. Iarăși vorbim despre o întâlnire cu Dumnezeu care schimbă întotdeauna atitudinea. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să pornești răspunsul. Și răspunsul este închinarea. Când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu îți descoperă, tu trebuie să-i răspunzi lui Dumnezeu prin închinare. Și Isaac, primul lucru pe care îl face, reînnoind legământul lui Dumnezeu, el zidește un altar, cheamă numele Domnului. Asta însemnând că își aduce jertfe, că intră în legământ, că îl primește. Și întotdeauna lucrul acesta ne duce la posibilitatea de a înțelege că Dumnezeu așteaptă de la noi. Așteaptă întotdeauna posibilitatea de a-i răspunde și îi răspundem cu închinarea. Dar nu doar în forma spirituală Dumnezeu așteaptă din partea noastră, ci aici Isaac își întinde cortul. Când și-a întins cortul, asta înseamnă că el vrea să rămână în prezența lui Dumnezeu. Dar dacă cortul este întins, dacă locuința este aproape, atunci el sapă și fântânile. Adică atunci când vreau să stau lângă Dumnezeu, atunci când îl primesc pe Dumnezeu, atunci când mă închin lui Dumnezeu, nu trebuie să-mi fie doar mie bine, ci trebuie să fie la tot ceea ce eu am, la toată familia mea, la toți cei pentru care eu sunt responsabil, sunt răspunzător. Și în felul acesta, Isaac nu-și întinde cortul doar, ci sapă și o fântână. Mai vreau însă să fac o precizare. Uitați-vă la modul gradual pe care Biblia spune ca răspuns al lui Isaac față de descoperirea lui Dumnezeu. Mai întâi este el, Dumnezeu. Îi aduce, îi zidește un altar, cheamă numele lui Dumnezeu, apoi este pentru sine și apoi este pentru ceilalți. Aceasta este ordinea în care vine atitudinea față de Dumnezeu. Mai întâi el, apoi pentru mine, ca să fiu în relație cu el, și apoi pentru cei care sunt în preajma mea, pentru ceea ce el mi-a dat, pentru ceea ce este în familia mea, pentru ceea ce este în jurul meu, animalele și bogăția pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Isaac, într-adevăr, se simte reasigurat. Avea nevoie de reasigurarea aceasta. Și adoptă atitudinea pe care a luat-o atunci când s-a mutat din Gerar. Își întinde cortul și sapă o fântână. Din sensul acesta, nu știu ceea ce putem noi să înțelegem. Pentru că atunci când ne mutăm undeva sau ne mutăm de undeva, ne mutăm dintr-un loc în altul, poate cu serviciul. Ar trebui poate să avem în vedere aceste elemente, aceste patru elemente. Să zidești un altar, adică să ai o obișnuință a închinării, să chem numele Domnului, să fii dependent și să rămâi dependent de Dumnezeu, să-ți zidești acolo, să-ți întinzi cortul, dar când se întinde cortul, aceasta nu este stabilitate și aceasta nu justifică
faptul că nu mai vrei să pleci de acolo pentru că ți-ai întins cortul. Întinderea cortului confirmă că ești străin și călător pe pământ. Și cel de-al patrulea lucru este să sapi o fântână, adică să fii un izvor. Să fii ceea ce Domnul Iisus spunea femeii, acelea care venise la apă, la fântâna lui Iacov, că cel care îl primește pe Hristos și bea din apa vieții, apa aceea se transformă într-un izvor care va țâșni în veșnicie. Adică să fii întotdeauna să creezi o atmosferă proaspătă pentru cei care sunt în jurul tău. Să aibă apă proaspătă, apa vieții. Versetul 26 ne vorbește despre un alt tablou care se schimbă pentru a treia oară. Abimelec a venit din Gerar la el cu prietenul său Ahuzat și cu Picol, căpetenia oștirii lui. Din punct de vedere al înțelegerii, cuvântul Ahuzat este considerat ca fiind un consilier apropiat al împăratului. Isaac le-a zis: pentru ce veniți la mine, voi care mă urâți și m-ați zgonit de la voi? Interesantă întrebare, nu? Și faptul că este pusă întrebarea aceasta arată și o anumită stabilitate, o anumită siguranță pe sine. Nu poți să spui împăratului de ce ați venit la mine. Dar Isaac tratează lucrurile într-o manieră specifică unei autorități pe care o dă binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei au răspuns: vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem să fie un jurământ între noi și tine și să facem un legământ cu tine. Anume, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Ei, ceea ce spune Abimelec aici, probabil că sună într-un fel ciudat. Nu-i așa? Nu ți-am făcut niciun rău, te-am lăsat să pleci în pace, nu ne-am atins de tine, te-am mai astupat niște fântâni, dar na. Ce să facem și noi, că erai prea bogat? Răspunsul acesta al lui Abimelec la întrebarea ce căutați, de ce ați venit, descoperă dorința de a-l asigura și de a-l reasigura pe Isaac că nu va fi niciun conflict armat între ei. Isaac este recunoscut de către Abimelec ca fiind binecuvântatul Domnului. Și lucrul pe care trebuie să-l urmărim aici este că împăratul se așează într-o postură de subordonat față de Isaac, binecuvântatul Domnului. Abimelec cere lui Isaac un legământ, deoarece este frică de faptul că Isaac i-ar putea face rău. Acest lucru ne ajută să înțelegem că Abimelec recunoaște superioritatea lui Isaac asupra lui, chiar dacă este împărat. Biblia spune în Evrei 16:7, când căile unui om îi sunt plăcute Domnului, chiar și vrăjmașii lui vor fi în pace cu el. Faptul că regele îi cere lui Isaac să facă legământ ne arată ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om. Înțelegem cumva ceea ce este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru oameni. Și atunci când este observată, pentru că este urmărită de către oameni, binecuvântarea observată creează un simțământ de
dorință de a păstra o relație pașnică cu persoana respectivă. Pentru că oamenii aceștia cred că dacă intră în legământ cu binecuvântatul Domnului, ei vor fi chiar binecuvântați prin acest legământ. Poate că merită să spunem și câteva vorbe despre modul în care s-a simțit Isaac atunci când Abimelec se laudă cu nerușinare cât de cinstit a fost și cât de bun a fost cu el, că nu i-a făcut niciun rău. E adevărat că nu a fost nicio violență. Este adevărat că n-a fost niciun conflict și n-a fost vărsare de sânge. Dar slujitorii lui Abimelec au distrus mai multe fântâni. L-au alungat pur și simplu pe Isaac și doar datorită retragerii pașnice pe care Isaac a hotărât-o, nu s-a întâmplat nimic, ci doar gâlceavă a fost cel mai înalt grad de conflict. Mai mult de atât nu. Ceea ce îmi place foarte mult este că Isaac nu putea să uite atitudinea lui Abimelec, dar rețineți că Isaac nu i-a amintit lui Abimelec nimic. Așa face un creștin. Lasă pe Dumnezeu să stabilească metoda de răzbunare. Isaac nu i-a reproșat nimic, nici de fântânile astupate, nici de modul în care oamenii i-au spus că îi fură apa. Nimic, 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 nimic. E ușor sau este greu? Lucrul acesta ne arată că Isaac aici seamănă cu Domnul Iisus. Nu reproșează nimic. Ba mai mult, versetul 30 ne spune că Isaac le-a dat un ospăț, au mâncat și au băut. E bine, pentru vremea de atunci, faptul că Isaac le răspunde la cererea lor pentru legământ, Isaac le răspunde cu o masă a legământului, nu este doar ospitalitate, ci acest lucru confirmă poziția pe care Isaac și-o asumă ca fiind superior lui Abimelec. Și lucrul acesta înseamnă foarte mult. Să fii conștient de imaginea de sine pe care Dumnezeu ți-o conferă. La Isaac, în cortul lui, vine împăratul din palatul său. Iar împăratul vine nu ca să-l umilească pe Isaac, ci el să se umilească înaintea lui, cerându-i legământul, cerându-i garanții că Isaac niciodată nu va porni cu război împotriva lui. Legământul este făcut și răspunsul lui Isaac este un ospăț ca o calitate superioară de suzeran față de împăratul Abimelec. Până unde poate face Dumnezeu pe un om? Până unde îl poate ridica? Este fără limită binecuvântarea lui Dumnezeu, unde poate să ajungă, unde poate să atingă pe cei care se încred în el. Versetul 31 ne arată că au rămas în cortul lui Isaac. Au dormit acolo. Dar s-au sculat de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Și rețineți expresia aceasta care nu este întâmplătoare. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace. Cum adică Isaac i-a lăsat să plece? Ar fi putut să-i oprească? Se pare că da. Aici, dacă vă aduceți aminte ceea ce am citit puțin mai devreme, te-am lăsat să pleci în pace de la noi. Adică eu, împăratul, ți-am dat libertatea și favoarea să pleci liniștit. Ei bine, în dimineața aceasta, Isaac le spune, vă las să plecați în pace. Altfel spus, așa cum Isaac a părăsit pe Abimelec, nevătămat,
când a plecat în pace de acolo, de lângă palatul lui, în apropierea palatului, prin geamul căruia se uita el, acum Abimelec pleacă de la Isaac nevătămat și în pace. Egalitate sau mai mare, cel puțin egal. Isaac este mai mare sau cel puțin egal cu Abimelec. Lucrurile nu se opresc aici, pentru că în aceeași zi, niște robi ai lui Isaac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și i-au zis: am dat de apă. Și el a numit-o Shiba, adică jurământ. De aceea numele cetății se numește Beersheba până în ziua de astăzi. Pentru că momentul acela al jurământului cu Abimelec a fost momentul care a fost încoronat și mesajul lui Dumnezeu a fost izvorul unei fântâni. Și de fiecare dată când Isaac bea apă din fântâna aceasta, își aduce aminte de legământul de pace pe care l-a făcut împreună cu Abimelec. Deodată tabloul capitolului se schimbă și autorul Genesei trece la copiii lui Isaac. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Esau se căsătorește la 40 de ani și, dacă vă aduceți aminte, Isaac avea tot 40 de ani când s-a căsătorit. Doar că, spre deosebire de tatăl său, Esau își caută singur soția, fără să se consulte cu părinții, fără să-i întrebe, și alege dintre femeile țării, dintre cananite. Probabil că în mintea lui Esau ar putea să fie o gândire a faptului că dacă tot trebuie să statornicim în țara aceasta, în Canaan, atunci faptul că mă voi căsători cu niște fete cananite înseamnă că ne asigură lucrul acesta stabilitatea țării. Lucrul acesta ar putea să fie într-un mod asemănător, într-un paralelism cu ceea ce Isaac obișnuia să facă, să sape fântâni. Observați, de la altarele lui Avram, ajungem la fântânile lui Isaac și aici ajungem la Esau, la căsătoriile pe care Esau le face. Sigur că nu putem pune semnul egal între altar și fântâni, și nici între fântâni și căsătorie, ci este puțin perimat modelul. Este puțină degradare a relației cu Dumnezeu, pentru că în timp ce altarul te face să privești în sus, fântâna te leagă totuși de pământ, pentru că ești dependent de pământul care are izvorul de apă. Iar căsătoria idolatră nu mai are nicio legătură cu Dumnezeu. Aceste legături mai au însă și un alt element. Iudita, fata lui Beeri. Beeri înseamnă fântâna mea. Și probabil că lucrul acesta îi amintește lui Esau, lui Isaac, despre ceea ce înseamnă să ai fântână astupată cu țărână. Lucrul pe care Sfânta Scriptură îl prezintă este că această căsătorie a lui Esau cu cele două fete cananite, căsătoria aceasta aduce mare amărăciune atât pentru Isaac cât și pentru Rebeca. Probabil că există ultimul verset al acestui capitol în care se condensează
toată durerea și toată amărăciunea pe care o simt Isaac și Rebecca. Fetele acelea, în urorile lor, au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și pentru Rebecca. În amândouă situațiile cu nurorile, Isaac și Rebecca au fost de acord. Există acest element extrem de important cu privire la calitatea unei moralități pe care atât Isaac cât și Rebecca o respectă și o doresc. Aici este locul în care cei doi sunt împreună. Amândoi suferă. Și subliniem faptul acesta pentru că mai târziu o să vedem că nu mai sunt împreună, ci sunt nu doar despărțiți, ci nu la modul divorțului, ci sunt deosebiți ca interes, pentru că își împart iubirea între cei doi copii ai săi. Este un lucru pe care îl recunoaștem astăzi, și anume că dacă este o durere pe care cineva o poate avea, inegalabilă, este doar durerea pe care copiii o pot aduce în sufletul unui părinte. În sensul acesta înțelegem amărăciunea lui Isaac și amărăciunea Rebecăi. Însă Dumnezeu are întotdeauna soluții pentru orice durere și la El este leacul alinător, pentru că Dumnezeu poate să cunoască inima îndurerată și Dumnezeu poate să aibă întotdeauna soluția pentru remediere. Cam acesta este descoperirea puțină a capitolului din Geneza pe care l-am studiat, capitolul 26.